se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutinde, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai statelor, și pe armata cerbitoare de Hristos, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoților, monachii, diaconi, diaconi, monași și monahii, și pe tot clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitore Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoclist, și pe întâi stătătorii eparhiei noastre adormiți într-un Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în ambele și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți și dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, și așa cu fiecare poartă cugetul său, să-i pomenească Domnul.